Bună ziua și bine v-am găsit la Puterea Cuvântului. O am din nou alături de mine și în această zi pe Janina Micu, candidat la Primăria Craiova din partea ADN, Alternativa pentru Demnitate Națională. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Pentru cei care nu s-au uitat prima oară la emisiune, ne puteți spune pe scurt ce vă recomandă pentru această candidatură foarte curajoasă, având în vedere că veniți din partea unui partid destul de nou și destul de mic? Da. Păi, mă recomandă, în primul rând, curajul, atitudinea. Sunt, nu cedez, nu, de câte ori mi se spune că nu voi reuși și am primit foarte multe aceste complimente, că nu voi reuși. Da, deci eu vreau să spun și că sunteți femeie sau că este partidul din partea căruia veniți nou? Se spune că în spatele politicii nu este nimic curat, că și eu mă voi mânji. Și că nu se poate să reușesc dacă nu voi deveni și eu astfel. E bine, vreau să informez pe toată lumea că nu voi deveni niciodată astfel. Eu sunt așa cum sunt, niciodată nu a putut să mă schimbe ceva, nici banul, cum am mai spus și în emisiunea trecută, nici lipsa lui, nici studiile sau funcțiile, nici lipsa lor. Deși păreți foarte tânără, eu știu că aveți o vârstă, nu se spune la televizor vârsta unei doamne, într-adevăr, și știu că aveți și o afacere prosperă. Este, Cum de nu ați intrat până acum în politică și de ce ați ales acum, când sunteți iată împlinită și poate nu aveți nevoie de o funcție, de un salariu mai bun sau să lucrați pentru altcineva, cum ar fi în slujba cetățeanului, de ce ați ales să pășiți în politică tocmai acum? Pentru că tocmai acum a apărut acest partid care îl simt. Noi știți că ne naștem adică cu niște simțuri. Din pură convingere. Sigur. Noi ne naștem cu niște simțuri și dacă... Pe care ni le reprimăm. Da, da. În toată viața le urmăm. Eu tot timpul, dacă am simțit liniștea aceea interioară și bucuria mai ales, foarte uriașă, în care îmi fac lucrurile și le aleg cu atenție, niciodată nu regret. Nu am interese, nu vreau să mă repet, dar vreau să transmit tuturor cetățenilor că dacă suntem corecți, nu suntem atât de slabi să ne folosească în folosul lor din celelalte partide cum au alergat, aleargă. Este o risipă de energie, de bani. Au primit foarte mulți bani de la asta să-și facă campanie. Nu se face nimic corect. Nici măcar în secțiile de votare noi nu am avut acest drept. Da, știm cu toții aceste mizerii electorale, că iată apar diverse materiale în presă. Din păcate se soluționează întotdeauna după alegeri sau de regulă după alegeri. Doar se spune că se soluționează. Întorcându-mă la partidul din partea căruia veniți și la candidatura dumneavoastră, ce vă diferențiază? Pentru că dumneavoastră ți-a mințit de alte partide și alți candidați, de ceilalți candidați? Mă diferențiază că nu mă voi vinde niciodată. Deci nu voi fi de vânzare. Sunt foarte docilă partidului meu, sunt foarte fidelă, îmi iubesc toată echipa. Toți venim cu ceva nou, toți venim cu merite, toți venim în domeniul nostru de activitate cu ce știm mai bine. Lucrăm într-un spirit foarte, foarte plăcut, gesturi de iubire pe care simțim și simte toată lumea nevoia de a primi atenția, de a primi aprecierea prin munca pe care noi o prestăm. E foarte, foarte importantă. Acestea sunt din punct de vedere moral, dar din punct de vedere al proiectelor. Cu ce veniți nou sau ce vreți să continuați? Până la urmă nu trebuie neapărat să venim cu ceva nou, ci să continuăm anumite proiecte care sunt bune. Sigur. Și care au rămas undeva, nu știu, nedefinitivate, neîncepute unele dintre ele. Ce vreți să aduceți în acest oraș? N-au fost lăsați, eu știu că au mai fost dintre ei bine intenționați, le mulțumesc pe această cale, atunci când au făcut ce au făcut, felicitări, felicit cu toată stima și respectul pentru colegii. Dacă voi deveni în viitor, da? Primar, îmi doresc foarte mult să-i inspir așa, să meargă pe această cale de empatie cu omul, să nu-l mai trateze așa de sus, să nu se mai considere ca niște dumnezei și omul de rând
mă deranjează foarte mult că se strâng foarte mulți bani într-o parte și pentru ceilalți sunt diferențe foarte mari. Deci nu, ei se plâng tot timpul că nu sunt bani, folosesc bugetul local pentru temir ce, niciodată nu rămâne. Și cum ați distribui acești bani? Eu spun în felul următor, că dacă un cetățean aduce un leu la primărie, primăria este obligată să aducă de 10 ori mai mult, să îi mulțească acești bani, da? S-a practicat după alegeri, imediat se dau amenzi. Se dau niște amenzi ca să-și crească bugetul, pe parcările, de exemplu, neregulamentare. Și nu este o amendă, sunt două. De ce sunt două? Cine credeți că or să plătească aceste amenzi? Tot acei amărâți care au miniu pe economie. Deci spuneți că, practic, aceste amenzi și controlele în trafic sunt pentru a scoate bani pentru bugetul local? Sigur că da. Și pentru că ați atins acest subiect al parcărilor. Este o problemă foarte mare foarte în orașul nostru. Da. Și anume faptul că într-adevăr, sunt și multe mașini pe cap de familie, dar pe de altă parte nici locuri de parcare nu sunt și toată lumea spune, în momentul în care sunt întrebați, că nu ar avea unde să le mai facă. Ba da. Ce soluție găsiți? Ba da, pentru că se leagă foarte multe unele de celelalte și asta o să implice să dau dintr-una într-alta. De exemplu, eu în zona unde locuiesc este o școală. Da? Toată infrastructura asta sportivă nu s-a modernizat absolut deloc. Pe sub aceste... Eu am fixat stadionul Tineretului, de exemplu. Să fac parcări subterane acolo. De ce? Este o zonă foarte apropiată de Oblemenco. Când sunt meciuri, când sunt spectacole la sala polivalentă, nu are nimeni unde să parcheze. Acolo ar fi un loc ideal pentru a se crea la subsol magazine și cu parcări și pe margine, așa foarte frumos. Deci am un proiect superb. Și care... de ce credeți că într-adevăr ar fi superb să mai fie încă o parcare subterană unde e utilă, mare? Unde este utilă. Și unde este utilă, da. Într-adevăr, pe de altă parte, este și un strop de adevăr aici, că străzile sunt foarte înguste, nu mai pot fi modificate, oamenii își parchează mașinile pe trotuar, dar spuneți că ar fi în stare să mai meargă câțiva pași pe jos și să le parcheze regulamentar, iată, într-o parcare de genul? Sigur că este normal, nu este mult de mers, Craiova nu este atât de mare cum ar fi București, ne putem deplasa acolo în centru, să fim serioși, însă nu sunt de acord cu plata lor. Că oricum plătim o parcare, mai voiau să mai facă un proiect de lege să plătim. Și mai degrabă considerați că ar trebui parcarea plătită, nu știu, de către proprietarul unei mașini anual, este, așa da? Cum este, spre exemplu, în București, să-ți cumperi efectiv un loc de parcare? V-ați gândit și la această posibilitate? M-am gândit la această posibilitate exclus. Eu mi-amintesc de pe timpul lui Ceaușescu, atunci când îți vindea un apartament, era cu tot cu locul de parcare. Acum ei se miră cu ce să mai aduc. Erau și foarte taxele. Deci eu aș scoate toate taxele care aș putea să le scot, înțelegeți dumneavoastră. Se aduc atât de multe taxe din buzunarul omului, cetățeanului, care el are un salariu foarte mic. Eu cunosc pe cineva care i-au ridicat mașina, trebuia să plătească 7 milioane, ce este inuman, și el avea 4 milioane pensie, 100 de euro. Deci imaginați-vă că nu-i văd rostul de ce să plătesc două amenzi și la poliția locală și acolo și acolo. Iar ei nu vin, ei vin cu o atitudine foarte violentă când vin către om. Ei nu-i dau o șansă să vorbească frumos civilizat cum sunt în alte țări. Și atunci, practic, vin așa într-o manieră foarte, foarte violentă. Nu mi se pare, nu e elegant, nu e moral, nu e uman unul față de celălalt. Nu-i vedeți utilitatea poliției locale? Ba da, îi văd utilitatea, dar să fie acolo unde trebuie. Eu nu îi acuz pe ei. Eu nu poliția comunitară o acuz. Acuz ordinele care vin către ei, că bănuiesc că nu e ea de la ei putere. Poate că ori mai face. De ce aș fi de acord să se dea o amendă la celor care sunt obraznici? Care în fața ta îl rogi, îi spui, te rog frumos, uite, există posibilitatea să-i dai și variantă, nu parca aici, că încurci circulația și eu sunt pus aici să fac ordine, da? Tu te rog, uite, ai varianta acolo, te rog frumos, da, frumos, sau un avertisment, dacă e cineva obraznic, dar într-adevăr cred și că merită toată să-i dea amendă.
Pe da? De altă parte, foarte mulți ar spune că ar merita investit în piste de biciclete, să mergem cumva pe un transport eco, să alegem autobuzele. Credeți că este posibil ca în Craiova să se mai facă piste de biciclete să fie folosite? Sigur că pentru că foarte mulți spun că nu se poate. Că de ce nu se poate? Nu sunt drumurile construite în așa fel încât să permită acest lucru. Păi dacă, de exemplu, la mine în Brazdă, la liceul Titulescu, în curtea școlii, unde era terenul de fotbal sau de ce aveau și eu un teren acolo, a crescut un bloc în fața liceului, s-a mai făcut încă două. Ce părere aveți despre aceste autorizații date, aș spune eu, ilegal? Pentru că dacă este să măsurăm distanța și lipsa locurilor de parcare care vine odată cu spațiul mic în care s-a construit acel imobil, atunci realizăm că aceste autorizații au fost date cumva pe pile, altcumva nu-mi explic cum au apărut aceste blocuri ca ciupercile după ploaie. Da, și atunci toți cetățenii au intervenit, au fost foarte revoltați, li s-au spus că și-au revendicat terenurile. Haideți să fim serioși, acei proprietari care și-au revendicat terenurile, toți aveau bani să ridice blocuri așa în fața acolo? Mie mi se pare incredibil. Adică imposibil, nu mi se pare. Că, eu una, dacă mi-aș revendica acum un teren, eu nu mi-aș permite să fac un bloc. Eu care am afacere de 25 de ani, de copil. Pentru că eu plătesc corect, eu nu mint omul să-i vând un produs, să-i spun sincer, chiar dacă e produsul meu, acum firește, aceste clădiri nu mai pot fi demolate odată ce au fost construite. Așa. Ce ați face de acum înainte, astfel încât să respectați distanța între imobile, să respectați zonele de case, pentru că, iată, între case au apărut, așa cum spuneați, blocuri, să respectați spațiile verzi. Ce soluție ați găsit pentru, nu știu, înverzirea, purificarea Craiovei? Asta este, că între acele blocuri, acele spații care mai sunt, în primul rând, trebuie să mai plantăm. Ar trebui reamenajate. Reamenajate. Reîmprospătate. Bineînțeles. Cu oameni de specialitate. Iată că ați dat exemplu Brazdei. Undeva în Brazdă s-au făcut niște construcții, probabil de canalizare sau, nu știu, s-a lucrat la gaze, nu știu exact pentru ce au fost făcute acele săpături. Și au fost stricate niște trepte care erau de o viață acolo, de 2 ani, iată că sunt în aceeași stare. Spatele cimitirului acolo. Le-au făcut o scară. Nu, acolo mă refer la altă zonă. Da. Și așa sunt peste tot. Cred că telespectatorii ar putea să vină și cu alte doleanțe. Bineînțeles că vom publica și pe Facebook această emisiune și atunci ne pot lăsa în comentarii. Da. Practic, unde ar trebui lucrat? Ce se întâmplă? Nu sunt fonduri suficiente? Nu există voință suficientă? Dacă se va fura în continuare, nu vor fi fonduri niciodată suficiente. Și eu nu am încrederea, spun cu regret, că nu am încrederea în niciun partid, așa cum spun ei că au parlamentari și senatori, deputați și senatori. Acolo, da? Nu am încredere. Acum, de exemplu, cu secțiile de votare este articol de lege peste care a venit o hotărâre judecătorească de la actualul guvern ca să ne ia nouă drepturile să nu avem oameni în secție. De ce credeți? 3 PSD, 3 PNL, 3 USR, 3 Pro-România, 3... ei sunt acolo cât mai mulți. Noi nu mai avem niciun drept, adică noi nu existăm. Eu, dacă aș fi fost în locul lor, de bun simț, așa, un pic de limite să avem între noi, să ne respectăm și dacă vor să arate că sunt bine intenționați, dacă nu au niciun fel de teamă, că noi suntem foarte mici, cu ce am reprezentat noi un pericol pentru ei, dacă ei ar fi fost corecți. Ei nu lucrează niciodată pe curat. Ei vin tot timpul cu... vine la dimineața o hotărâre, la prânz mai vine o recomandare, la mai pe seară așa mai vine alta, ei așa lasă la aprecierea. Ați făcut o plângere în acest sens? Da, și ne-a fost refuzată. Cu toții am făcut, care suntem dezavantajați, adică eu văd... Și care a fost explicația? Ce argumente s-au dat? Nu, nicio explicație, pur și simplu ne-a anulat-o. Și este foarte dureros că noi, din plecare, ar trebui să avem drepturi egale. Chiar dacă eu n-am notorietatea celorlalți,
Într-adevăr, acesta este un handicap cu care porniți la drum, de aceea e foarte important să îi convingeți pe oameni să iasă la vot și să aleagă schimbarea. Da. Și n-aș vrea foarte mult să insistăm pe acest subiect pentru că timpul este scurt și aș vrea să mai vorbim despre proiectele dumneavoastră. Dacă veți ajunge primar, ce altceva veți mai schimba în Craiova? Am spus și vreau să mă repet, cel puțin una din amenziile pentru parcările neregulamentare aș vrea să o anulez definitiv. Aș vrea să iau de la poliția locală prerogativele de a da ei amenzi, că se țin așa ca niște vânători din aia după oamenii. La mine în fața blocului sună cineva, un vecin care stă, este și el la poliția comunitară și dacă nu este de serviciu, sună imediat la 6 dimineața să vină să îi dea amendă. Dacă nu i-a zăpăcit pe acolo săracii, nu au locuri de parcare, le-au din cauza celor de la școala generală de acolo au închiriat acele pații. Deci considerați că asta este o problemă foarte mare în Craiova. Mare cred că mămicile vor fi fericite să vă asculte pentru că iată e o problemă în momentul în care ieși ca pieton, mai poți ocoli o mașină care este parcată pe trotuar, dar în momentul în care ai copilul în cărucior, este foarte greu să treci prin mașinile în mișcare. Dar ei nu pot să-și aducă acei copii la școală, nu au unde să parcheze. Nu ai cum să dai copilul în mijlocul drumului, în mijlocul străzii, au spațiu chiar acolo, au delimitat, au vândut, au dat ce au închiriat, ce au făcut, au spațiu unde să-i poată să intre părinții cu mașinile acolo și să își ducă acei copii măcar până intră în clase, să fie sigur că nu poți să intri în școală, dar pe poarta școlii. Și atunci ce ați face ca primar? Ați cumpăra, spre exemplu, anumite terenuri în zone? Eu aș respecta, nu este spațiu acolo de a mai face parcare, dar aș respecta cel puțin intimitatea școlii. N-aș și eu, una de la ei, nu știu cum s-a ajuns, sunt de acord că poate le vine un ban, au un venit în plus că și-au închiriat, dar nu mai există intimitate pentru acei copii. Nu mi-amintesc eu în vremea noastră ca cineva să vină să ne închirieze curtea școlii noastră, de la școală, erau numai elevii din acea școală. Sau să fie acel bloc în curtea școlii. Deci este de noaptea minții vorba lui Mircea. Așa cum spuneam, este puțin târziu să mai schimbăm acest aspect, pentru că, iată, deja au fost construite. Important este ca de acum înainte, da, să terenurile care sunt retrocedate, casele care sunt vândute cu tot cu teren, să nu mai permită, da, să nu se mai permită construirea clădirilor mari, sunt nu neapărat formă, sunt nicio formă, dar există periferie, există spațiu, avem, putem să mărim Craiova, să aducem, să aparțină și satele, dacă le modernizăm, să aparțină de Craiova, putem să o mărim. Avem unde, adică noi și cu Consiliul Județean putem să facem aceste proiecte noi frumoase. Într-adevăr, în anumite comune legate, da, de Craiova sunt cartiere rezidențiale. Pe de altă parte, în cartierele Brestei, în Catargiu, sunt probleme cu canalizările. Păi de asta trebuie modernizate, toate trebuie unii modernizate. Unii chiar nu au canalizare, din foarte câte urât, știu. În, foarte urât, dar ar figura pe acte care avea undeva. Nu unele. Sunt exact. Da. Într-adevăr, figurează că ar avea și canalizare și gaz. Da, și iată, da, că, da, sunt multe străzi, cel puțin în Brestei, care încă nu au aceste facilități. Da. Dar problema este că, vedeți dumneavoastră, cei care își fac campanie, că au primit și câteva milioane de euro ca să fac campanie din banii publici, da, că nu au venit cu ei de acasă. Considerați că acești bani mai degrabă ar fi fost bine să fie utilizați pentru eu a rezolva o parte din probleme? Eu nu aș vrea să se dea acești bani pentru campanie electorală. Nu văd de ce să se dar dea, să cumpere oameni sau ce să facă. Ca partid fac... sau ca persoană care candidează la primărie, ați primi acești bani, ce ați face cu ei? Aș face ca mine de bătrâni, foarte moderne, asta este visul meu de foarte mulți ani, în urmă unde să aibă un spațiu uriaș. Cu adică ce? Să aibă ca un fel de parc de să-și zonă poată, în care să se sigur, relaxeze. Să iese, să... Da, le-aș aduce în primul rând animale de companie, începând de la cai să facă echitație. Tot felul de... Ei, dacă vor să-și aducă cățelușilor, să aibă intimitate, să aibă unde să-și petreacă un weekend, un camping, ceva acolo, un grătar cu copiii care vin, trebuie să se viziteze, să se simtă ca într-o familie. Cumva să se simtă ca acasă, să aibă bază să de simtă
tratament, dacă sunt instituționalizați, să aibă bază de tratament și să aibă... vină acolo, da, din proprie dorință. Da. Eu dacă aș primi acești bani, eu asta aș face cu ea, cu ei. În al doilea rând aș face o cantină, de exemplu. Sunt foarte mulți amărâți care n-au posibilitatea să mănânce o masă caldă. O cantină pentru persoane defavorizate social, da, pentru asistații, da, social, pentru cei, da, cu pensii și venituri. Da, și aș ruga pe cei care au foarte mulți bani, așa i-a înzestrat Dumnezeu cu norocul acesta, să vină să doneze și ei acolo pentru amărâții care cel puțin asta să facă, dacă nu pot să facă altceva, nu-i lasă inima. Că să dormi într-un castel mi se pare prea mult pentru o singură sau două maxim persoane și iar celelalte persoane să doarmă sub cerul liber. Da, eu sper ca oamenii care vă ascult acum să realizeze că într-adevăr împreună, da, putem schimba. Da, dacă lucrăm câte împreună puțin de la fiecare, eu rog insistent să nu se mai dușmănească, să nu creadă că dacă vine un partid și le promite, așa cum le-a promis toată viața, asta o să se și întâmple. Uitați-vă de 30 de ani în urmă cum sunt negri pe la ochi, se vede în ochii lor cât sunt așa extenuați, sunt precum ulii ăia care vin să acapareze. Păi dacă ar fi bine intenționați și șubesc cetățenii, dumneavoastră credeți că ar mai fi atât de turbați cum umblă așa? Umblă, parcă zici că sunt, nu mai au niciun fel de liniște interioară, nu mai pot să gândească, vin cu acele proiecte care sunt doar pe hârtie. Unde sunt proiectele dumneavoastră? Unde sunt? Că nu cred că ați accesat fonduri europene deja. Nu cred că v-ați discutat cu un inginer care să vă facă acele proiecte pompoase, așa cum pozați, că așa pot și eu să vin cu un proiect, să zic că aduc Hong Kong-ul în Craiova. Pot să fac un bloc zgârie nori, că nu avem. Este interesant. Eu chiar vorbesc, copilul meu este la ingineria în construcții și îmi spune. Îmi propune treaba asta. El zice, mami, noi n-avem. Eu când am să termin facultatea, vreau să fac și un blog. Nu avem și cumva în spațiu deja restrâns, pentru că este sufocat centrul orașului. De asta zic că pe la periferie noi putem să mărim și să modernizăm. Chiar și satele, ele trebuie modernizate. Eu, pe unde am și să recunoaștem că toți am ieșit și ne-am plimbat în alte țări în străinătate și am văzut și noi cât de moderne sunt acele sate în Germania, în Austria, să nu mai spunem de altele, că este, zici că e la noi în centrul orașului. Firește, nu există... acolo chiar oamenii își doresc să meargă să locuiască într-un tot sat lângă oraș mare, pentru că viața este mai liniștită, dar acolo sunt și locuri de muncă, iar despre asta o să vorbesc, pentru că în partea a doua emisiunii vreau să le spun telespectatorilor, va veni Mihnea Montran, candidat la Consiliul Județean Dolj, tot din partea Partidului Alternativei pentru Demnitate Națională, așa că în finalul emisiunii vreau să le transmiteți telespectatorilor de ce să meargă la vot, de ce să aleagă ADN și de ce să vă voteze pe dumneavoastră. Vreau să aleagă ADN, că ADN, în primul rând, este o stare de spirit. Simte cetățeanul, este dedicat lui. Noi venim cu un proiect pe sănătate, cu o alimentație sănătoasă, cu o bază sportivă, toată infrastructura sportivă trebuie obligatoriu modernizată. Eu sufăr și mulți dintre noi suferim că nu mai avem acces în stadionul Ion Oblemenco și în acel de atletism care s-au inaugurat acum de curând. Noi nu avem acces ca să putem să facem și noi o condiție fizică. Eu, dacă aș ajunge la Primăria Craiova, sunt echipe de sportive dezavantajate, nu știu dacă pot să dau un nume, dar se știe în toată Craiova că se fac diferențe, nu-i lasă să se joace, nu este corect. În primul rând, sunt făcute din banii publici, toată lumea are dreptul să vină, să inclusiv și eu ca cetățean am dreptul să vin pe stadionul de atletism să îmi fac o mișcare, două ore dimineața, două ore seara, atât cât să nu încurcăm programul celor de care fac performanță, avem și noi acel drept să nu ne mai ducem în parcuri, să ne încurcăm cu copiii mici, cu biciclete, cu triciclete, iar pe urmă trebuie luat tot proiectul Craiovei, reluat și regândit și reestetizat, să zic așa, să fie, să aibă un aspect care ți-e mai mare dragul să-l privești și de sus și când mergi în
la plimbare, mai sunt niște aspecte care am putea să, probabil să facem și ceva turistic, ne gândim, mai vreau să ating un punct foarte important pentru tinerii din ziua de astăzi și iubitorii de mașini, o pistă de raliuri, să facă drifting-uri, să facă... Ar fi extraordinară, pentru că, iată, tot ce-și doresc, este normal. În centrul orașului și da. Chiar a avut loc și un da. Accident. Și nu au unde, este normal, este uman, este dreptul lor, trebuie să încurajăm. Este extraordinar, trebuie să încurajăm să facem sporturi. Ați văzut la mese, dacă ați ieșit în oraș, cum sunt oamenii de triști. Eu nu pot să mai accept așa ceva, ei nu se mai pot bucura. Deci vreți o Craiova veselă. Da. Da. Și încrezătoare în viitor. Trebuie să avem încredere în noi, iar dacă vor mai vota tot ce au votat, vor avea tot ce... Tot același rezultat, exact. Practic. Credeți-mă pe cuvânt, vă spun, că nu vin să scot eu în evidență că sunt altfel decât ar trebui să fie un om. Nu, eu vreau să vă chem să... Vedeți ce înseamnă să retrăim așa cum am fost în trecut, oamenii de calitate, oameni care nu s-au vândut, să fiți patrioți și să nu vă mai încredeți în promisiuni deșarte. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc mult succes și dacă veți ajunge în această funcție, îmi doresc ca într-adevăr să înfrumusețați și să schimbați Craiova. Și un aspect vreau să mai revin la el. Dragi colegi, când veți ajunge la primărie, vă rog frumos ca să faceți campanie și după alegeri. Să merge atunci, de fapt, trebuie să mergeți, adică printre cetățeni, să întrebați durerile, exact, problemele să continue... și să le rezolvați. Nu acum cu minciuni și cu promisiuni și prefăcătorii, că nu mai e cazul. Dacă se va continua pe această scară, eu nu cred că va fi bine. Este ultima șansă în care noi mai putem să schimbăm ceva, dacă nu, o să fie prea târziu. Eu vă mulțumesc pentru această comentare. Am avut-o alături de mine pe Janina Micu, candidat la Primăria Craiova din partea ADN. Iar în partea a doua emisiunii, așa cum vă promiteam, ne reîntâlnim cu domnul Mihnea Modran, candidat la Consiliul Județean Dolj, tot din partea ADN. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin Organismul de Evaluare a Conformității Produselor, notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Întâmpinăm toți clienții noștri cu cele mai tari bonusuri din Vodafone și UPC. Net nelimitat, cele mai tari competiții sportive incluse și mii de ore de filme și seriale preferate oriunde. În plus, ai 100 de euro reducere pentru achiziția unui smartphone și pentru un nou abonament de servicii mobile sau a unui pachet de internet fix și televiziune. Ready, Vodafone! Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe.
Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite în mod automat mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Pauza publicitară, am revenit acum cu Mihnea Modran, candidat la Consiliul Județean Dolj din partea ADN. Bună ziua, bine ați revenit! Sărmâinile, bună ziua la toată lumea! Data trecută când am vorbit cu dumneavoastră, ați avut niște proiecte mai mult decât interesante și, spun eu, destul de ușor, prin atragerea unor fonduri europene, de pus în practică. Ați putea să le treceți în revistă pentru cei care nu au urmărit data trecută emisiunea pe scurt? Da, este vorba de o uzină de reciclare totală a deșeurilor menajere în zona Craiova-Ișalnița, pe fosta platformă de vest a Craiovei. Este vorba de apariția unor cooperative de achiziții legume, fructe, produse animaliere și de prelucrare după rețete tradiționale sub egida Consiliului Județean și plasarea acestora în marile magazine și proiecte de infrastructură care sperăm să le dezvoltăm mai mult azi. Păi asta vreau și eu să zic. Până la urmă, asta este problema cea mai mare a județului nostru. De aceea nu atragem nici investitori pentru că nu avem infrastructură. Da. Cum ați gândit? De unde ați începe? Cu ce fonduri? Ce idei aveți? Începuturile sunt realizate înainte de Revoluție. Dintr-un master plan, prin 88 l-am găsit eu, în care apăreau, plecând din Craiova, 4-5 autostrăzi. Autostrada de Sud, care pleca Craiova, Caracal, Alexandria, București, o autostradă care să se lege Craiova-Pitești, autostradă de nord, ziceau ei, Craiova se splinta Târgu Jiu,
Deva, Craiova, Caransebeș, Lugoș, care chiar a început să se execute primii 10 km în zona Lugoșului, se numește așa se acum, și bineînțeles Craiova-Calafat, care ne leagă de sudul peninsulei balcanice, pe noi. Atâția ani am stat fără autostrăzi. Ce s-a întâmplat? De ce credeți? Nu s-a vrut? N-au fost fonduri? Firmele care au fost contractate nu au fost serioase? Nu că ar fi fost rea voință, mai mult indolență, ca să fim cinstiți. Au zis că merge și așa. Trebuie cineva cu inițiativă până la urmă ca să schimbe lucrurile în județ. Da, se poate face o întâlnire cu prefectul, cu Consiliul Județean, chiar cu partidele parlamentare, să se semneze un protocol în care toată lumea să accepte aceste autostrăzi, aceste chestii de infrastructură bune pentru tot județul. De ce să nu fie un moment zero al înțelegerii măcar pe infrastructură? Nu există infrastructură, nu există industrie, județul se depopulează. Este simplu. Aproape că s-a depopulat. Iată că foarte mulți aleg să plece în capitală pentru că nu-și găsesc locuri de muncă. Bine, asta este o problemă a întregii țări, dar în special a județului nostru, pentru că avem un număr foarte mare de șomeri. Tot de infrastructură. Vreau să vă spun de Craiova-Calafat. Este o zonă străbătută de o cale ferată, cred că din anii 50-60, făcută nereabilitată deloc, nici măcar nu este electrificată. Care este lăsată în paragină. Trece un autotren o dată pe zi cu 2-3 călători. Dacă acel tronson de cale ferată ar fi modernizat, ba mai mult, ar trece chiar podul care l-am construit împreună cu bulgarii, am putea să legăm Craiova, Vidin, Vidin, Sofia, Sofia, Salonic, unde se duc foarte mulți craioveni pe litoralul grecesc. Este simplu. Și poate ea face parte, în definitiv, dintr-un proiect de la Varșovia până la Atena. Și poate să aducă și călători, poate să aducă și turiști în zona noastră. Este simplu de făcut. Apropo de turism, iar nu ne avantajează din punct de vedere geografic zona aceasta de câmpie a județului nostru. Cum credeți că am putea atrage turiști aici? Nu știu, poate prin valorificarea unor monumente sau a zonelor împădurite, cele care au mai rămas. Turismul poate să fie în zona noastră un turism istoric, pornind de la Casa Băniei, în jurul Craiovei, zonele care mai au cule, mai rezistat, culele cele vechi. Sunt cule nereabilitate sau altele refăcute nerespunzător. Poate să fie un turism atipic în zone cum sunt cele făcute în zonele parcurilor mari de distracții, cum este, de exemplu, în Orlando, în America. A venit Walt Disney și a făcut un parc acolo. În nordul Europei sunt parcuri tematice, inclusiv o grădină zoologică europeană se poate face în afara Craiovei, în ați în zona renunțat la comune. Cea existentă, pentru că, după cum știm, rețelele de socializare abundă de fotografii și articole despre condițiile necorespunzătoare în care sunt ținute animalele. Trebuie desfințată cea din Parcul Poporului și mutată undeva, am înțeles că chiar a existat într-un un proiect spațiu mai generos. În zona tancodromului înspre nord și făcută chiar cu habitate copiate pentru animale să nu fie stresate. Se poate face pe o întindere de 10, 20, 30 de hectare, pus la dispoziție de către prefectură și de Consiliul Județean. Spații care în prezent nu sunt utilizate niciun fel, din câte știu. Nu. Au fost ale armatei, sunt ușor în paragină, se pot... E o idee excelentă, pentru iată că veniți de fiecare dată cu idei proaspete, dar cu această idee a parcurilor de distracție au mai venit și alte partide. Doar că le-au pus undeva în interiorul orașului. Nu, e greșit. E greșit, sufocăm lumea
de zgomot, de... Sunt oameni... Lipsa locurilor de parcare, așa cum a spus colega dumneavoastră, iar ar fi o mare problemă dacă s-ar mai deschide încă ceva la noi în oraș undeva, da, într-un cartier. Da, aglomerăm prea mult cartierele existente. Până la urmă, Craiova va înghiți și comunele din jur. Deja se vorbește de o zonă metropolitană foarte extinsă, are Craiova. Chiar atinge Segacea, zona metropolitană, și este păcat ca să nu se dezvolte în toată aria ei și nu doar centru și 4-5 cartiere. Toată aria locuită în zona metropolitană trebuie să se dezvolte unitar. Așadar, considerați că și noi, cu această zonă nefavorabilă din punct de vedere geografic, putem atrage turiști? Da. Mai multe tipuri de turism, inclusiv un turism industrial, care putem să-l aducem în zona noastră. Dacă reușim să ridicăm industria, din nou, va fi turism industrial. Cum, în afară de acea fabrică de reciclare, la ce v-ați mai gândit pentru a reîmprospăta industria în județul nostru? Ca o consecință a supraproducției de zarzavaturi și fructe, pornind de la o industrie ușoară la început de agroalimentară, pe urmă Craiova a avut câteva fabrici de țesătorie care pot fi din nou refăcute cu modele tradiționale oltenești, cu pânză oltenească și așa mai departe. Asta este o industrie ușoară, nepoluantă în mare parte, și încet, încet, pornind de la ele, putem să ajungem la o industrie grea, la o industrie complexă, o industrie farmaceutică care lipsește în zona noastră. Cred că suntem singura zonă din țară care nu avem o fabrică de medicamente zonală. Și iată, ar crea o mulțime de locuri de muncă. Absolut, în toate palierele. Și poate că alții ar veni, alții din alte orașe, iată, să lucreze la noi în oraș, lucru care nu s-a mai întâmplat decât poate, nu știu, poate printr-o căsătorie, că au fost nevoiți să se mute aici, în această zonă. Nu știu, ca să vă zic, făcând un exercițiu de imagine, după primul război mondial, în zona Craiovei și a Doljului, la casele la care lumea era, a pierdut pe cineva în război, se punea un ștergar negru pe zid. Care încă persistă. Încă persistă în și rurale. Acum. Da. E, gândiți-vă, e o chestie de imaginație doar, dar asta este. Dacă am pune pe fiecare casă un petec negru, pentru fiecare craiovean și doljean plecat din zona noastră să muncească în altă parte, cum ar arăta județul și orașul. S-ar înnegri orașul și, într-adevăr, asta este o mare problemă, în special în zona rurală, pentru că dumneavoastră veți candida, practic, la președinția Consiliului Județean. Vă veți ocupa foarte mult și de localitățile de lângă Craiova. Da, Craiova nu poate care să... Care sunt depopulate, practic. Exact, sunt localități care nu pot să se susțină singure, care ar trebui să se unească între ele mai multe localități. Doljul are 111 localități. Totuși sunt cam multe pentru depopularea care s-a făcut. Ar trebui o reorganizare internă între comune, dispariția unora, unirea cu altele. Unele comune pot să devină sate la cât sunt de depopulate și chiar... nivelul de cătună am auzit din nou. Sau unele orașe să redevină comune, pe de altă parte. Da, de exemplu, Bechetu este... Este oraș, da, super și am depopulat. Avut această surprindere, că nu știam că este oraș, recunosc, și am aflat abia acum câțiva ani. Da, și este depopulat dramatic. Cu toate că acolo, așa cum spuneați, ar putea fi și o zonă turistică, pentru că... Au Dunăre, au niște bacuri care trec vis-a-vis la Orahovo, dar nu sunt tineri. Tinerii au dispărut de acolo. Și cum îi mențineți în județ? Prin
refacerea infrastructurii? Sau infrastructura crearea, înseamnă viteză mai mare de deplasare a oamenilor și a materialelor spre punctele de lucru. Și atragerea investitorilor. Totodată. Investitorii vin în zona Craiovei, dar pot să locuiască în Beche dacă ajung pe autostradă în 10 minute. Asta la locul de muncă, este completez. Foarte important exact, lucrul acesta. Adică, așa cum bucureștinii pot să facă în fiecare zi o oră dus, o oră întors, poate uneori și mai mult în trafic de la serviciu, la fel ar putea și cei din Bechet, că tot ați dat exemplu, să vină să lucreze în Craiova și foarte frumos, la sfârșitul sunt 60 programului, de km. Să facă 20 de minute să și se întoarcă acasă într-o zonă mai puțin poluată, cu mai multă verdeață, acasă spre zona părinților, spre zona de unde se trag. Totuși, cu aceste proiecte, se vine an de an, că știți foarte bine, în calitate de cetățean al orașului și al județului Dolj, cu ce sunteți diferiți față de alte partide? Cum îi convingeți pe oameni să vă voteze și să aibă încredere în dumneavoastră și în proiectele cu care veniți? Deci, oamenii trebuie să înțeleagă că nu un singur om sau un singur partid poate să facă chestia asta în județul Dolj. Trebuie ca să fie momentul zero, tot să ne strângem la masă să voteze, să semneze acest pact. Dacă oamenii înțeleg că vrem să ne coalizăm toți după alegeri, când or dori să facem chestia asta, înțeleg și ce trebuie să voteze. Cum ați îmbunătățit relația în caz că veți ajunge în acest post între Consiliul Județean și cetățenii județului? Pentru că nu cred că cei din comune sate au ajuns vreodată la prefectură să-și expună dorințele. Consiliul Județean poate să aibă un grup de experți agricoli de la care au terminat agronomia, care sunt specialiști în pedologie, care să fie prin rotație duși la primăriile locale. Ei pot să le explic. În prezent nu există? Există și nu prea există. Există camera agricolă. Sau care există doar un post care este ocupat? Este deci ocupat câteodată, câteodată nu este ocupat, depinde și de bugetul primăriei. Dar ei trebuie să aibă obligația să discute cu oamenii ce se pretează la solul respectiv, în ce zonă îi îndeamnă pe oameni să cultive și ce să cultive și să le dea o direcție spre ce să dea supraproducția. Nu chemând oamenii de la sate la Consiliul Județean să rezolvă treaba, invers, Consiliul Județean trebuie să trimită oameni pentru oamenii de jos. Adică dacă ei vin cu scuza, da, dar iată, nimeni n-a venit să ne spună sau să se plângă de un anumit lucru, e bine, e foarte greu pentru că le lipsești că banii de a ajunge în oraș de multe ori, neavând un venit stabil sau un venit legal, că toți lucrează la negru și sezonier, aproape toți. Le lipsește transportul, iar o problemă esențială în sate și comune, că ar veni să lucreze la oraș, dar n-au cu ce să se deplaseze, neavând autoturism personal sau apelează la ocazie din cauza lipsei transportului în comun. Transportul în comun județean, din păcate, este pus acum 99% sub efigia privaților. Și dar asta poate fi până la urmă un lucru îmbucurător, pentru că apar mai multe firme de transport, poate fi competiție și atunci prețurile pot scădea. Sau aceste licitații, de fapt, există niște licitații pentru firmele? Există niște licitații, dar sunt câștigate cu pile sau unde este problema? Problema este că nu lasă să fie două, trei firme pe același traseu. Firma și traseul separat. Iar dumneavoastră ați permite firmelor? Da, este normal să fie două, trei firme, dar și în Craiova. Să fie două, trei firme care să facă în paralel același transport. Pentru că iată, cel puțin acum în timpul pandemiei, deși sunt niște reguli foarte clare, deși se fac din când în când și controle, autobuzele sunt sufocate de oameni. De copii care, iată, au început anul școlar, de pensionari care merg la cumpărături și așa mai departe. Da, și dacă transporturile astea care se fac și între localități și în interiorul Craiovei ar fi un picuț mai bine
gestionat, eu zic că n-ar mai fi problemele acestea. Sunt ore în care sunt goale autobuzele, sunt ore în care sunt pline. Și atunci ați modificat transportul în funcție de acele ore. Da, absolut. Se Dar face cred ușor. Că sunt suplimentate, chiar și în prezent circulă autobuzele mai des între anumite ore. Însă, așa cum spuneați, problema cea mare este la sate și comune și faptul că nu există suficiente firme de transport. Firmele ar veni, dar ar trebui să fie o concurență loială. Asta este părerea mea. Și cel care își permite doar un singur autobuz și este, să zicem, un autobuz electric, să intre și în acea concurență. Plătește și el o taxă către statul român și poate să intre și el să încerce să facă, să suplimenteze transportul. O altă problemă, în special în mediul rural, o prezintă lipsa accesului la sănătate. Nu există în multe comune state dispensare, nu mai există, au fost închise. De spitale nu mai poate fi vorba, așa cum spuneați, neexistând nici infrastructură, cu greu ajunge salvarea la un om în nevoie. Aici sunt probleme mari, aici trebuie discutat inclusiv cu prefectura, deci Consiliul Județean și prefectura trebuie să se întâlnească și măcar să se facă prin delegații anumite zile să se ajungă în toate satele și în toate comunele. În viitor, când vor crește numărul de medici, pentru că avem facultăți în toată țara de medicină și sunt foarte buni studenții români, vor fi cu program permanent. Dar, în prima etapă, măcar să fie prin rotație duși medicii câteva zile în toate comunele. Iată că ar fi o idee excelentă, cred că s-a rezolvat multe din problemele celor din mediul rural. O altă problemă strict legată, așa cum spunea, și de transport, dar și de popularea zonei, este cea a educației. A școlilor care, iată, sunt ca nevul mediu, cu toaleta în fundul curții, nu mai primesc avizele sanitare necesare pentru funcționare. De ce se întâmplă asta? Nu, chiar așa nu sunt fonduri să se construiască o toaletă? Cu fosta septică, chiar acolo unde nu există canalizare? Fonduri sunt, învățământul de fonduri mari. Problema este, din punctul meu de vedere, cum sunt gestionate la nivelul județului, pentru că, bine, acum este și problema cu tabletele pentru școala online pentru copii, dar de multe ori am văzut că se dau bani pentru a se tencui cu tencuială decorativă, iar WC-urile sunt în spatele, cazul, bineînțeles, da? În spatele școlii la nu știu câți metri. Deci fondurile nu sunt cheltuite așa cum ar trebui și sunt trecute probabil și alte sume. Nu știu dacă alte sume, dar din punctul meu de vedere, o școală care nu are toaleta modernizată și băgată în interiorul școlii, nu are de ce să-și facă gard de fier forjat și tencuielă decorativă și pe gard și pe școală. Mi se pare prea mult. Și atunci aceste proiecte cum ar trebui supravegheate astfel încât să decurgă? Caietele de sarcină pentru alocarea banilor trebuie să specifice cele mai mari nevoi, care sunt, după care și tichete de mărgăritar dacă le trebuiesc. Așa cum vorbeam în emisiunea anterioară, o altă problemă foarte, foarte mare este cea a mirosului pestilențial în absolut toate cartierele din Craiova. Fie că e vorba de groapa de gunoi, fie că e vorba de canalizări, fie că e vorba de Balta Craioviței și așa mai departe, nu știu, până la urmă, avem speranță că această problemă se va rezolva? Există soluții? Există soluții, există soluții din punct de vedere chimic, există soluții cu amplasarea de pompe în anumite cartiere care să împingă mai repede dejecțiile spre la Făcăi este stația de epurare a apei. Există soluții, toate sunt rezolvabile 100% pe bani europeni, dar durează implementarea, durează gândirea lor, durează o perioadă de peste 4-5 ani.
Prin urmare, în acest mandat nu le promiteți veri și uscate celor care vă vor vota. Nu se poate face așa ceva. Eu mă bucur foarte mult că veniți cu această atitudine până la urmă sinceră. Da. Și explicați concret și argumentat ce se poate și ce nu se poate face. O întrebam pe colega dumneavoastră puțin mai înainte dacă ar fi posibil ca în Craiova să suplimentăm numărul de piste pentru bicicliști, să le lungim, nu știu, cumva putem spera că vom trece la acest transport eco? Așa cum se întâmplă în țări civilizate, cum ar fi Germania, Austria... Da, se poate. Calea București are piste de biciclete, toată strada râului are piste de bicicletă. Am văzut în Brazdă câteva scurte. Și pe strada Caracal. Dar, din păcate, aici trebuie discutat mai mult cu oamenii, cu tinerii de la școală, să înceapă să acceseze bicicletele, să fie puncte în care omul doar cu buletinul și cu o sumă modestă de bani poate să-și închirieze o bicicletă care să fie pusă la dispoziție de Consiliul Județean, de Consiliul Local. Există și în București, parcă în sectorul 2 sau 3, o chestie de asta. Nu știu cât este. Un leu ora și dacă ești din sectorul cutare, închiriezi bicicleta și te plimbi o oră cu ea. Ar fi extraordinar. Așa cum spuneam, avem o zonă foarte poluată. Puține spații verzi, foarte puține pentru metri pătrați ai orașului. La un moment dat era o lege obligatorie a Uniunii Europene, conform căruia între fiecare bloc, între imobilele mari, trebuia să existe ca un părculeț. Da. Ceea ce cred că este imposibil de realizat acum în Craiova, pentru că într-adevăr au apărut blocuri între blocuri. Nu mai există intimitate, nu mai există spații verzi. În momentul acesta e chiar greu de realizat chestia asta, dar cu asociațiile de proprietari, cu oamenii care doresc, se și ușurează structura blocului, peste blocuri se pot face grădini suspendate pentru locatorii respectivi. V-ar părea o fantezie acest concept de roof garden. Uitați-vă, este atât de costisitor pentru că toată lumea râde când le prezinți un proiect de genul. Pe perioadă scurtă este costisitor, numai că acesta durează, o grădină suspendată durează 35 de ani, pe când un înveliș cu cauciuc, nu știu de care, și cu foaie bituminoasă durează între 5 și 10 ani. Prin urmare, e profitabil și din punct de vedere material. Material pe o perioadă de 15 ani. De peste 35 de ani. Se ța extraordinar de mult orașul și ar crea un spațiu și pentru locuitorii blocului, astfel încât să nu se simtă închiși în casă. Iată cum a fost cazul în pandemie, când a trebuit să stăm acasă. Da. Inclusiv Grecia, care este o țară unde nu se înghesuie lumea în blocuri, să știți că au început să introducă grădinile deasupra locuințelor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Vă doresc mult succes și sper ca măcar o parte din proiectele dumneavoastră să le puneți în practică sau să le preia altcineva. Să dea Dumnezeu. Asta este foarte important, aveți proiecte minunate. Așa cum spuneam, se pot face multe lucruri în județul și în orașul nostru cu puțină voință și încredere că lucrurile pot fi schimbate. L-am avut alături de mine pe Mihnea Modran, candidat la președinția Consiliului Județean din partea ADN. Sunt Oana Cătănoiu, vă doresc o zi minunată și vă îndemn să mergeți la vot.